și sunt în această dimineață împreună cu doamna ministru al mediului, vicepremier Grațiela Gavrilescu. Bună dimineața, doamna ministru! Bună dimineața! Ați spus foarte bine. În primul rând că evenimentul la care participăm astăzi face parte dintr-o săptămână la adaptări pe schimbări climatice. Dacă acum câțiva ani, când vorbeam de schimbări climatice, treceau pe lângă ureche aceste cuvinte și pe lângă mine și pe lângă, cred că, toți românii și nu numai, pentru fiecare cetățean a acestui mapamond, uitați-vă că totuși astăzi vorbim de elemente care ne năucesc la un moment dat. Am avut parte anul acesta de temperaturi extrem de ridicate, nemai întâlnite în ultima perioadă de timp în România, dar și ca durată a lor, și să nu uităm evenimentele meteorologice care au avut loc acum aproximativ o lună de zile, cum au fost cele de la Timișoara. De aceea trebuie să fim foarte atenți la toate măsurile pe care le implementăm în perioada următoare și de aceea atât Guvernul României, un guvern responsabil, a și emis ordonanța de urgență pentru implementarea programului RoAlert, prin care fiecare cetățean să poată să primească un SMS atunci când avem fenomene extreme, fenomene care nu pot fi date cu avertizări din timp, mai devreme de un sfert de oră sau poate jumătate de oră, și în același timp Ministerul Mediului prin Administrația Națională de Meteorologie trebuie să reușească împreună să informeze cetățenii pentru tot ceea ce urmează să se întâmple. De aceea eu am rugat Administrația Națională de Meteorologie și reușim în anul acesta să și scriem proiectul pe care să-l depunem la proiectele de infrastructură mare la POIM 2014-2020 pentru ca să putem să ne punem la punct cu toată tehnologia privind radarele, privind tehnologia informațională, astfel încât tot ce este avertizare și prognoză să fie dată în timp. Și cred că e un lucru extrem de important, domnul Ursu, și ar trebui să știe fiecare cetățean, că nu trebuie să ia măsuri numai Ministerul Mediului sau ISU sau nu mai știu eu autoritățile locale. De schimbări climatice, fiecare cetățean din această lume este responsabil și de aceea vreau să reamintesc că anul acesta, să spunem, este un eveniment, este un an important, un an cu greutate, pentru că sunt 25 de ani de la summitul de la Rio de Janeiro, summitul Pământului, și în același timp de la Convenția Cadru a Națiunilor Unite pe schimbări climatice, și să nu uităm de protocolul de la Kyoto. Anul acesta sunt 20 de ani când toate țările mari industrializate au luat hotărârea să înceapă să facă pași importanti și să ia măsuri pentru a preveni aceste schimbări climatice. Sunt însă multe lucruri care ar trebui să fie la nivel de decizie interministerială. Ne uitam de pildă la ceea ce s-a întâmplat la Timișoara și în alte orașe ale României. E limpede că și disciplina în construcții trebuie întărită. E limpede că e nevoie de mult mai multe controle la nivelul administrației locale. La felul în care se desfășoară lucrările de amenajări pentru îndiguiri și pentru a preveni alte fenomene naturale cu care, din păcate, ne-am confruntat în ultimii ani. Ori deocamdată văd că fiecare cumva lucrează de capul lui. Asta ne-a lipsit dintotdeauna, coordonarea. Avem vreo șansă că de aici încolo să puneți la aceeași masă ministerele implicate? Tocmai de aceea astăzi sunt prezenți la această convenție, la această întâlnire, nu numai reprezentanții Ministerului Mediului și, bineînțeles, a Administrației Naționale de Meteorologie, dar sunt reprezentanți veniți de la Academia Română, de la Academia de Studii de Agriculturii și, nu în ultimul rând, experți internaționali, care sunt partenerii Administrației Naționale de Meteorologie, și sperăm ca și în urma întâlnirilor de astăzi, măsurile pe care le vom implementa în perioada următoare să fie cunoscute de fiecare cetățean în parte, astfel încât să știm de fapt ce înseamnă schimbări climatice și cum crește temperatura globală, pe care noi dorim să o ținem undeva la 2 grade sau sub 2 grade, 1,5 creștere. Vă mulțumesc! Îl avem și